Ok. Ok. Ok, ce să... Adică am ajuns așa într-un punct în care avem așa un pic liniștea de a vorbi înaintea unui meci, fără să avem stresul neapărat al rezultatului, pentru că jucăm un meci vineri cu FC Bihor, un meci care contează mai mult pentru statistică decât pentru un rezultat anume, pentru că nu se mai poate schimba nimic în clasament. Noi, preocuparea noastră e să facem un antrenament bun, să folosim și jucătorii care au jucat poate mai puține minute, să nu riscăm să ne accidentăm, să avem pe toată lumea sănătoasă și fără suspendări la meciul de baraj. M-aș bucura mult să câștigăm, să încheiem un campionat cu o victorie acasă, dar încă o dată spun, am ajuns la baraj, ne-am îndeplinit unul dintre mine obiective și vrem să ajungem să fim încrezători, să putem termina un an așa cum ne-am dorit. Dacă aveți întrebări... Cum e atmosfera înainte de baraj? Adică... Deci și până la baraj merge cu Bihorul, ăsta e primul. Da. Vă spun sincer așa, jucătorii simt o presiune, pentru că nu e ușor să muncești un an de zile și să depinzi de un meci, o dublă, de două meciuri, practic, dacă ar fi să vă și aduie. E o presiune, e o tensiune, dar vreau să cred că fiecare e conștient de responsabilitatea care o are și de ceea ce trebuie să facem noi în continuare. Sunt încrezător, asta e important și am văzut și că și jucătorii, ce am văzut ieri, am văzut o echipă care stresată puțin, sub presiune, dar responsabilă. Din punct de vedere medical, cum stați? Acolo am văzut, am ultimul meci, l-am folosit și pe Gugu și pe Carlos. După meci n-am mai simțit dureri, au jucat 60 de minute. Eu sunt fericit că n-au mai avut dureri, pentru că au două luni de zile în care au avut tot timpul probleme și n-am reușit să-i recuperăm. Deocamdată sunt bine, sper să fie bine și vineri la meci. Păi colegii tăi, cum îi simți? Ați făcut un sezon bun, dar punctul culminant urmează acum la meciul de baraj. Spectatorii și oamenii din Mici au mare așteptări. Să încep așa cu meciul cu Bihor, cum a zis și Mister. Trebuie să facem un antrenament bun, să ne facem o statistică, să fim cu toții conștienți pentru ceea ce ne așteaptă la primul meci, la primul meci de baraj. Iar, da, un meci greu. Știm cu toții că până doare se după bună, dar... Să jucăm cu Bihor. Nu, am spus doar. Dar așteptăm lumea un mai mare și să-i facem fericiți. La meciuri, la ambele meciuri și la final noi suntem cei care. Vrând nevrând, domnule Falu, gândul doar la meciul de baraj, deși urmează meciul cu Bihor. Da, normal. Toată lumea se gândește la baraj, dar avem un meci cu Bihor, o echipă care merită felicitate pentru parcursul care l-a avut. O echipă așa bună, o echipă nesperat de bună pentru Liga 3-a și cred că merită să fie, au meritat să fie pe Bihor. Eu îi respect foarte mult Bihorul, mi-ar place să-i batem vine, dar cu siguranță toate gândurile, degeaba vorbim, degeaba facem, gândurile se duc spre meciul de baraj. Primul lucru trebuie să facem, să nu ne accidentăm, să nu avem suspendări și să încercăm să câștigăm meciul. Există și o primă specială financiară pentru accederea Liga 9? Nu, primele au fost stabilite de la începutul anului, nu, n-am avut niciodată prime suplimentare sau prime dintre astea așa speciale. Noi suntem, am stabilit un lucru, am mers pe el și cred că cel mai bine așa. Vă pregătiți așa un discurs special înainte de... Motivațional. Dar nu neapărat, adică
nu sunt nici eu la prima experiență și genul ăsta, mai am ceva promovări și am ceva meciuri. Păi zic, să acolo ți-a ce n-ați discut, că deci, am și eu ceva meciuri decisive. Câteodată, motivarea prea multă poate să facă rău. Și nu, depinde de cum vor fi jucătorii. Asta e foarte important, adică eu cred că un antrenor, în primul rând, trebuie să-și cunoască foarte bine lotul din punct de vedere tehnic, mental, fizic. Și atunci, nu cred că poți să-ți faci o strategie cu o lună înainte sau cu 10 zile înainte. E ceea ce simți tu, eu asta cred. Și asta e cel mai important lucru. Ceea ce simți tu să poți să adrealizi la jucătorul. Dacă îi vei încărca prea tare, riști să explodezi. Nu, e ca și... E normal să fie lucrul ăsta. Atunci nu știu ce va fi, să vă spun sincer, acum nu m-am gândit. Mă gândesc la meciul cu Bihorul, pentru că știu că nu sunt simple deloc meciurile astea. Înainte de un meci mare, e cel mai dificil de jucat un meci, care trebuie să-l joci. Spuneați săptămâna trecută că nu prea ați urmărit evoluțiile Corvinului. Le-ați urmărit în ultima săptămână? N-am prea urmărit pentru că noi eram foarte, nu știam dacă ne calificăm, dacă ne ajungem la baraj sau nu, că ați văzut și noastră ce dificil a fost să ajungem la baraj. Am văzut ultimul lor meci, l-am văzut, am fost acolo și am văzut. Multe goluri au marcat în foarte multe partide. Despre Corvin nu avem timp să vorbim la conferința mea, că vorbim prea mult despre ea, să nu o să mai avem ce vorbi atunci. Bine, mulțumesc.